atacul de panică poate fi întrerupt în multe feluri. Depinde foarte mult de ceea ce omul a exersat înaintea declanșării acelui atac de panică. Depinde de abilitățile pe care și le-a dezvoltat până în acel moment. Poate lucrul cel mai important pe care îl poate face este să își controleze amplitudinea respirației. Știm că în anxietate respirația devine superficializată și atunci sigur că ne putem da seama că dacă respirăm mai amplu, cu un inspir prelungit și un expir lent și prelungit și el până la în jur de 6 secunde, reușim să contrabalansăm acea respirație superficială din atacul de panică și mai mult decât atâta să secretăm în corpul nostru acele mici unități de acetilcolină de care avem nevoie. În timpul unui atac de panică este declanșat de efectele fiziologice în organism ale acestor hormoni de stres și avem nevoie de antimateria, de dușmanul adrenalinei. Totul în organism este gândit dual și avem nevoie de acetilcolină să contrabalanceze în mod natural efectele adrenalinei și să le liniștească. Genul acesta de respirație amplă, prelungită și, dacă se poate, abdominală, ajută foarte mult la secreția de acetilcolină și la calmarea în mod natural al unui atac de panică. De asemenea, putem să ne concentrăm în exteriorul nostru pe diverse forme de stimul din jurul nostru. Există un exercițiu și anume 5-4-3-2-1, e ușor de ținut minte. Ne putem concentra pe 5 lucruri pe care le vedem din exterior, apoi pe 4 lucruri pe care le auzim în jurul nostru, pe 3 lucruri pe care le pipăim și putem folosi orice obiect să-l pipăim, inclusiv mâna, ceasul sau un lucru la îndemână. Două lucruri pe care le mirosim și un lucru pe care îl simțim în gură, poate să fie chiar și banala noastră salivă și pot fi lucruri absolut la îndemână. Această orientare către exterior ne mută focusul atenției de pe stările noastre fiziologice pe exterior și calmează atacul de panică. Pe care persoana îl are, să faciliteze prin reamintire acest gen de respirație de care vorbeam și să încerce distragerea atenției până la urmă. Hai să vorbim, hai uite ce s-a întâmplat în jurul nostru, uite ce vază, emisiune, tablou, frunză, orice lucru pe care îl putem folosi pentru acele câteva secunde de distragere atenției care să întrerupă circuitul, pentru că vorbim de un circuit reverberant al anxietății. Atacul de panică te duce aproape invariabil către a cere ajutor, pentru că este o stare înfiorător de greu de suportat de către orice persoană. Marea majoritate merg întâi și e foarte bine că fac așa, cer întâi un control cardiologic, unul endocrinologic, unul neurologic și abia apoi ajung și la psihiatru. Psihiatrul va privi toate aceste analize, va asculta povestea și va cântări gravitatea tulburării de panică, pentru că sigur poate să fie o formă ușoară sau o formă deja agravată cu agorafobie. Și tratamentul poate să fie unul fie exclusiv medicamentos, fie exclusiv psihoterapeutic, fie o combinație. Au mai egalizat distribuirea lor prin faptul că putem accesa servicii online. Atunci avem și în zone, să zicem, mai sărace, în psihoterapeuți, posibilitatea să contactăm un psihoterapeut și să facem terapie online. Dar în marea majoritate a țării, psihiatrul este singura soluție de multe ori. Și atunci și medicația dată de psihiatru ajunge să fie singura variantă în atacul de panică. Ea este la fel de eficientă ca și intervenția psihoterapeutică, ele pot fi recomandate ori-ori și sigur că există avantaje care derivă și din îmbinarea lor.
Mindfulness-ul este o formă, dacă vreți, de meditație care poate fi practicată ca meditație formală sau devine încet, încet prin exercițiu o formă de a fi, o formă de a fi în orice moment îți aduce aminte, deci poți să-l faci la purtător și el a devenit o formă validată științific de reducerea suferințelor emoționale. Presupune o concentrare a atenției în mod deliberat către momentul prezent. Și de multe ori asta presupune și o deliberată acceptare a realității așa cum este. Încerc să fac o diferență între acceptare și aprobare, pentru că să accept că realitatea e așa cum e, inclusiv această pandemie, nu înseamnă că nu-mi pasă de ea sau că sunt ok cu lucrurile care s-au schimbat, ci pur și simplu este așa cum este și vedem ce am de făcut de acum încolo. Această focusare pe momentul prezent are și capacitatea de a delimita orice suferință în timp. Pentru că de foarte multe ori suferința are tendința să fie văzută în ansamblu ei și asta o face mult mai mare. Focusarea atenției pe momentul prezent și acceptarea realității așa cum este, fără a o judeca, fără a-i pune etichete. Este o parte din mindfulness, deprinderea conceptului de minte de teflon. Da? Orice se întâmplă în mintea mea, practic sunt niște reacții chimice, niște mici fulgere electrice care îmi trec prin cap. Gândurile nu sunt nimic altceva decât un mic fulger care trece prin cap și așa cum vine, așa și pot să-l las să plece. În anxietate devin înfiorător de focusat și de preocupat, oareșcum la intensitate obsesivă, de simptomele care se întâmplă în corp, întrebându-mă ce sunt, dându-le tot felul de semnificații grave. Dar dacă pur și simplu reușesc să trec în acea stare de mindfulness pe care trebuie să o exersez înainte, ca să-mi devină reflexă, pot să las gândurile și stările să vină și să plece. Și să le observ, să mă duc în acea zonă exersată a minții în care doar le observ și le las să plece. Emoțiile și lucrurile care ni se întâmplă emoțional sunt ca niște valuri. Ele nu pot fi oprite, așa cum nu poți opri valurile unei mări, dar poți învăța să faci surf pe ele. Mindfulness-ul este a face surf pe valurile emoționale ale vieții. Noi nu avem unde să ne ascundem de suferință, de durere, de frică, dar putem învăța să fim mai eficienți în a le face față. Mindfulness-ul este sau are nevoie de o zonă din creier care în mod obișnuit nu o folosim. Pentru că noi de foarte multe ori trăim fără să fim conștienți de ceea ce ni se întâmplă și de ceea ce trăim moment cu moment. Și avem nevoie, dacă vrem să folosim mindfulness-ul pentru tratamentul atacurilor de panică, avem nevoie să le exersăm. Și abia exersat zi de zi ajunge să ne aducă la cerere acea liniște și calmare de care avem nevoie în atacul de panică.